Partidul Social Democrat și-a reafirmat sâmbătă în cadrul Congresului Național sprijinul ferm pentru liderul său, Marcel Ciolacu, reconfirmându-l în funcția de președinte al partidului și desemnându-l oficial drept candidatul PSD la alegerile prezidențiale din această toamnă. Evenimentul, care a avut loc în prezența peste 2000 de delegați, a fost un moment de unitate și mobilizare pentru social-democrați, inclusiv pentru delegații din județul Mehedinți. Dintre participanții de seamă la congres s-au numărat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care alături de numeroși delegați din județul nostru și-a exprimat susținerea totală pentru Marcel Ciolacu. Prezența puternică a reprezentanților din Mehedinți a subliniat angajamentul ferm al organizației județene de a contribui la succesul candidaturii lui Marcel Ciolacu. Organizația PSD Mehedinți a fost reprezentată la cel mai înalt nivel, confirmându-și angajamentul de a contribui decisiv la campania electorală. Delegații din județ au votat electronic, alături de colegii lor din întreaga țară, demonstrând deschiderea partidului către metodele moderne și transparente de participare. În discursul său, premierul Marcel Ciolacu a subliniat realizările guvernării PSD sub conducerea sa, amintind de măsurile care au adus la stabilizarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru români. Printre acestea se numără plafonarea prețurilor la energie, majorarea pensiilor și investițiile strategice în infrastructură au fost doar câteva dintre acțiunile menționate. În contextul alegerilor prezidențiale ce se apropie, premierul Marcel Ciolacu și-a prezentat viziunea pentru viitorul României, concentrându-se pe necesitatea asigurării echilibrului și stabilității politice și economice. Acesta a subliniat că România are nevoie de un lider care să unească națiunea și să continue politica de dezvoltare în pace și liniște. Congresul PSD a fost de asemenea ocazia pentru premierul Marcel Ciolacu de a prezenta o echipă de profesioniști recunoscuți care vor juca un rol esențial în campania prezidențială și în viitoarea guvernare. Organizația PSD Mehedinți a promis să fie în prima linie a campaniei, lucrând intens pentru a asigura succesul lui Marcel Ciolacu la nivel național. O strategie bine pusă la punct și o echipă de profesioniști la conducere, PSD și premierul Marcel Ciolacu se îndreaptă cu încredere spre alegerile prezidențiale, convinși că au toate atourile pentru a conduce România spre un viitor mai bun.